mi-a adus aminte. Apropo de cărți, vreau să vă spun că cine dorește să achiziționeze cartea este la casă și va avea și o mică surpriză, un bonus, un volum anterior de al meu, la alegere, Vocile Umbrei sau Odihna Pietrei. Eu nu-l forțam pe nenea, dar mă gândeam că o să-i prezint rând pe rând când le dă cuvântul. De ce? Ziua de astăzi, împreună cu dumneavoastră, e un fel de întâlnire columbielă, o întâlnire între prieteni, între scriitori mai ales, pentru că aproape 20% dintre noi suntem scriitori aici. Și asta e o mare bucurie, atât pentru mine, cât și pentru autoarea despre care mă vorbi astăzi. Nena spunea din aur ceva despre urma din suflet. Această urmă din suflet îi lipsea poetei Mirea Dădescu în urmă cu 7 ani, deși ea are antecedente prin cenacul și întâlniri literare și societăți literare, dar era necesară și această urmă care să o repune ediția definitivă ca și poetă, ca poetă. Ea a luat-o apostolește, Mirea Dădescu, la lucrura târgului cu prima carte, deci nu era indicat să facă lucrurile astea. Avem atâtea cazuri când unii alții au lucrura târgului cu prima carte. După care s-au scris, încetul cu încetul. Sau nu au mai publicat, sau tot ce au scos ulterior era sub nivelul primei cărți. Se întâmplă și astfel de, eu le numesc accidente. În cazul Emiliei Dădescu, acest lucru s-a făcut pe Pedes Apostolul. Încet, pe îndelete și a apăsat, cu spre un prieten ca la lui Cusărată. În sensul că a luat-o cu poezie clasică, cu poezie de Schlitter, a luat-o cu poezie care se cerea la un moment dat în antologiile titlului și numărată poviste și a ajuns până la urmă la cartea ei cea mai nemaipomenită, care este Odihna Pietrei, 2015, pe care mulți au sesizat-o ca fiind în vârful de lance deocamdată din cele 4 cărți de până acum. Am îndoieli. De vedere, deși în principiu e posibil să fie și așa, de gust din doar discutant. Emiliei Dădescu este o poetă care de tip meditativ, contemplativ, introspectă din multe puncte de vedere. Ea scrie frumos atunci când tace, când vorbește mult și nu scrie de rău. Și e mai bine așa. În singurările ei, tăcerile ei sunt ca niște imagini pastel, foarte frumoase, dar niciodată reci, întotdeauna încălzite în aceste imagini pastele. Întotdeauna ai senzația viului, ai senzația trăirii în imediat ca unor lucruri extraordinare. Sigur că uneori, adeseori, se revendică de la mari poeți contemporanii clasici ai noștri, cum așa, par exemplu, Bacovia, să zicem, are aceste tristeți și umbre, dar e un plumb care poate fi cald și ăla la rândul lui. După cum și din Blaga, uneori pe aici, acolo, prin părțile esențiale, ca să nu mai vorbim de Nichita Stănescu. Ea a avut niște stâlpi frumoși. Lecturile ei destul de bogate, destul de cuprinzătoare, ajutate, benefici, spune eu la un moment dat, de cine trebuia pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, ca să mă repet, au făcut din această fată o poetă care, cu certitudine, într-o zi, va fi un nume cu majuscule. Ea este deocamdată o scriitoare, este deocamdată poetă până în plăsele, cum ar spune Nicolae Dan Frunterată, însă cea mai bună carte va fi întotdeauna următoarea la ea, sunt convins din punctul ăsta de vedere. Antologia în cauză despre care vorbim astăzi e o selecție. Eu cred că din cele 4 cărți apărute anterior, firește puteau să fie cel puțin încă 2 antologii cât de materiale bune are în cele 4 cărți apărute. Eu sunt convins de chestia asta, pentru că sunt acolo poeme dumnezeiești de frumoase care n-au intrat în antologie dintr-un motiv sau altul. Poate că selecția a fost prea dură, poate că selecția uneori n-a fost prea inspirată, dar una peste alta a reieșit o carte extraordinară și e o bucurie pentru ea în plus
faptul că a scos-o la editura Artimii Grianu la Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea pentru noi este un oraș magic, este un oraș miraculos, unde ne întâlnim de pretutinde, din țara de străinătate, foarte mulți prieteni și asta ne revedem cu mare bucurie și cu drag. Iar în larmă, sufletul în unirea, se pare că avem locul toți, ba chiar mai mulți decât suntem. Ceea ce e un lucru extraordinar de frumos, de bun. În fond și la urma urmei, pe lângă ceea ce aveam fiecare dintre noi, luat separat, împreună suntem o familie puternică, o familie frumoasă și oricum pe un plan ascendent nemuritor, pentru că poezia ca și scriitorii sunt nemuritori. Emilia Dănescu este o ambițioasă din fire, e o ambițioasă. Atunci când nu ia lucrurile așa cum vrea ea, plânge foarte ușor, dar lacrimile ei adeseori sunt de bucurie, uneori de tristețe. Dacă din aceste lacrimi de bucurie sau tristețe va reuși într-o zi să scrie la fel de bine sau și mai bine în continuare, e perfect, e nemaipomenit. Da. Ea este... acum sunt puțin, poate, subiectiv din punctul de vedere al unor dintre noastre, dar pentru mine e un adevăr. Este una din cele mai frumoase descoperiri ale mele de-a lungul timpului. Culmea e că nu mai are 17 ani. Are 27. Am să vă citesc un poem, un poezie din partea ei. Umbra copacilor se părea spre mine cu frunzele ei cu tot. Rămăsese în urmă pădurea și nu înțelegeam de ce. Să fi fost vina cuiburilor pustii, a rădăcinilor nevăzute, vii, și până umbra să mă ajungă, m-am ascuns în somnul unei păsări, visând primăvara. I-am sugerat să scrie în continuare, doar o sugestie de sigur, un volum de versuri pe care să-l plaseze undeva între agonia iernii și trezirea la viața la primăverii. Exact drumul dintre cele două dimensiuni este o cale superbă, e ca un măr în iarnă, un măr înflorit în iarnă. E o chestie teribilă la care am rugat-o să mediteze și dacă lucrurile vor ieși bine, sunt convins că va fi o carte extraordinară. Sigur că da. Deocamdată, succesul pentru Adrame este această zi, a cifrei 5. Eu zic unul benefic, unul foarte frumos și important în același timp, și o bucurie pentru noi toți, că în fond și la urmă ormei suntem prieteni, ne iubim unii pe alții, ținem la cărțile noastre și tot ce nu ne desparte, ne adună și ne ține împreună, tocmai pe cât de risipeam, cum spun în poeta mare. Asta este ce ne adună și ne ține acolo. Poezia cărților noastre. Vă iubesc și vă prețuiesc pe toți. Vă mulțumesc.